Zeci de oameni din Aninoasa așteaptă o minune, pentru ca acoperișurile locuințelor lor să fie reparate. E mai mult decât realitatea, pentru că toți și-au pierdut speranțele că vor avea coloniile cu acoperișuri noi. Deși edilii au prezentat situația premierului Dăncilă la vizita în Valea Jiului, dar și ministrului Teodorovici de la Finanțe. Situația devine alarmantă însă pentru că plouă înceta de luni de zile, iar acoperișurile șubrezite după iarna grea sunt îmbibate cu apă și riscă oricând să cadă din nou. Iar pentru asta primarul spune că va pleca din nou la București personal. A trecut mai bine de jumătate de an și deocamdată nu avem nicio certitudine că vom primi un sprijin financiar pentru a consolida aceste clădiri. Totuși, când a fost doamna prim-ministru în zonă, i-am înaintat o, o adresă, un dosar cu tot ceea ce am solicitat noi. Chiar era de față și domnul ministru al finanțelor, Teodorovici, și au promis că această problemă se va rezolva cât de curând. Totul a rămas însă la stadiul de promisiune de campanie electorală, iar oamenii din Aninoasa tot cu acoperișurile neconsolidate sunt. Primarul însă speră că nu l-a uitat. Doar Aninoasa a votat PSD într-o proporție covărșitoare. Eu acum sper că săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, oricum o să am drum și la București, sper să rezolv această problemă, să ne putem apuca de consolidarea acestor acoperișuri, că în luna noiembrie-decembrie degeaba primim fonduri, că nu o să mai putem lucra, că la noi deja vine zăpada. Oricum a plouat și e destul de dificil intervenția la aceste acoperișuri. Sperăm să o rezolvăm până la urmă, că e chiar strigător la cer. Un număr de șapte familii din orașul Aninoasa au fost evacuate, inițial de Crăciun, din blocul în care stăteau, vechi de peste 120 de ani, după ce acoperișul s-a prăbușit. Au urmat alte familii dintr-o altă colonie, iar acum numai puțin de 30 de blocuri sunt în mare pericol Aninoasa, în timp ce unele clădiri stau să cadă peste oamenii ce tranzitează artera principală. Sunt clădiri vechi, a căror acoperișuri s-au prăbușit, ori sunt gata să cadă, iar suma necesară este de aproximativ 56 de milioane de lei pentru toate cele 30 de colonii din oraș și au fost Construite acum mai bine de un secol. Primarul spune că s-ar mulțumi și cu 32 de milioane de lei pentru cele care sunt în pericol. Asta pentru că din fondurile proprii nici într-o altă jumătate de secol nu este posibil o astfel de finanțare.